Numărul românilor în șomaj tehnic a crescut de 7 ori în ultimele 2 luni din cauza noilor restricții. Alți 500.000 de români au rămas fără locuri de muncă și nu știu ce vor face în continuare. La final de august, în România erau înregistrate 3.900 de persoane în șomaj tehnic. La final de octombrie, numărul persoanelor aflate în șomaj tehnic a urcat la 24.475. Nu știu ce să spun, că nu-i viață bună. Nu știu ce să zic. Cum credeți că vom reuși să ieșim din această situație foarte grea pentru noi? Eu am impresia că se va face vreo răscoală, ceva, ca altfel. Deci credeți că oamenii nu vor sta cu mâinile în sân? Nu. Vai, păi nu vedeți, mor de foame. De aceea zisei, cât să mai stăm cu măștile ăștia, te mănâncă nasul, nu poți să respiri, transpiri. E ceva care, nu știu, muncă nu este, o lumea mare de foame. Copiii ăștia, eu nu știu ce carte va învăța. E rău, foarte rău, rău. E asta e din cauza pandemiei care a produs guvernul nostru, acei care propriu zis, sunt inculți între ei, nu în general, nu fac general, sunt inculți. Că din 85 n-au făcut nimic, n-au învățat, n-au știut, au progresat cu hau-hau, cum zice unii. M-aș bucura să văd, dar dacă face din nou PNL-ul coaliția, iar ajungem la rău. Principalele 10 domenii de activitate din care provin cei mai mulți beneficiari de șomaj tehnic pentru care AJOFM a efectuat plăți sunt restaurante, activități de jocuri de noroc și pariuri, hoteluri și alte facilități de cazare similare, alte activități recreative și distractive, comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun. Păi acum, ce să vă spun? Cine devine dacă criza asta? Oamenii fiecare ar vrea să aibă magazinile sau ce au deschis ca să-i vândă marfa, dar dacă mai sunt și din cauza, fiindcă toată lumea nu prea respectă, nu fac vaccine, alții nu poartă mască sau nu știa cam ar fi motivele de oamenii mai se restructurează din cauza că nu corespunde la magazine sau la, nu le dă voie să intre în marketuri sau că nu toată lumea vaccinată sau ce este. Numărul șomerilor estimat pentru luna august anului 2021 a fost de 428.000 de persoane, în creștere față de luna precedentă. Măsura șomajului tehnic s-a aplicat până la 30 iunie 2021 și a fost reintrodusă la începutul lunii octombrie, ca urmare a situației epidemiologice, urmând să fie aplicată până la 31 decembrie 2021.